Bună ziua! Numele meu este Andreea Iacob și mă bucur foarte mult să am ocazia să vă prezint prima mea carte, De la tehnologic la imersiv, spre un teatru al spectatorului și al spațiului, apărută la editura Școala Ardeleană și editura Eikon. Este rescrierea tezei mele de doctorat, pe care am susținut-o la Facultate de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, sub coordonarea regizorului și profesorului Mihai Măniuțiu. Este un volum în care prezint și analizez felul în care noile tehnologii, în special cele digitale, au influențat evoluția spectacolului de teatru, creând inclusiv forme noi, precum teatrul imersiv, care ajunge să nici nu mai folosească la nivel de hard instrumentarul tehnologiilor digitale, dar să le folosească la nivel de soft, la nivel de dezvoltare, de creare a lor și de împărtășire a lor cu publicul. Teatrul imersiv este o formă foarte specială de teatru care include spectatorul în același spațiu în care se află și actorul. Nu mai avem un al patrulea perete, nu mai avem cortina care să îi despartă, astfel încât spectatorul este invitat să trăiască nemediat experiența spectacolului. Am să vă citesc câteva fragmente din concluziile acestui volum, în speranța că o să vă fac poate poftă. Spectatorul teatrului imersiv este așadar un spectator activat, care are control asupra spectacolului și asupra propriei experiențe, un detectiv care investighează în căutarea de informații despre spectacol și, posibil, despre sine. El este, finalmente, un co-creator al spectacolului la care efectiv ia parte, iar acestei participări îi poate fi atribuită imaginea unui exercițiu pentru antrenarea funcției sale de co-creator al propriei lumi. În privința principiului sine qua non al teatrului, acela de aici și acum, hic et nunc, lucrarea notează faptul că această condiție de bază a teatrului este, la rândul ei, amplificată atât de teatrul tehnologic, cât și, chiar mai puternic, de teatrul imersiv, prin faptul că atât tehnologiile digitale, cât și mai apoi teatrul imersiv, își manifestă cel mai puternic efectul prin prisma experienței pe care o oferă spectatorului. În teatrul imersiv, spectatorul participă direct la acțiunea scenică și, mai mult decât atât, devine el însuși personajul principal al situației teatrale. Spectatorul nu mai asistă, ci este cel care execută acțiunea scenică. Astfel, starea de aici și acum nu definește numai această acțiune scenică, ci și mai ales experiența participantului. Iar această stare de prezent, amplificată de experiența first hand, creează starea de prezență. Mergând și mai adânc în identificarea a ce mai precis conferă această stare de prezență și deci cum se manifestă, materializează starea de imersie, un răspuns posibil ar consta în calitatea corporal-senzorială a experienței, prin activarea corpului spectatorilor și a întregului eșafodaj de simțuri, datorită experienței directe oferite de producțiile de teatru imersiv. Iar efectul acestui efect este amplificarea stării de prezență. Prin calitatea corporal-senzorială a experienței, spectatorii trăiesc în momentul de aici și acum mult mai puternic decât în cazul unei experiențe teatrale tradiționale, după cum notează și Josephine Machon. Citez: teatrul imersiv accentuează starea de prezență a momentului performativ prin starea de prezență a percepției senzoriale. Am încheiat citatul. Teatrul imersiv, unul de tip investigativ, cum l-am intitulat, invită spectatorul să investigheze, dar nu doar în exteriorul său, ci și în interior. Este un teatru care încurajează introspecția. Această funcție de, citez, devenirea sinelui, ca să folosim formula lui Alan Caprow, constituie cea mai ofertantă valoare a teatrului imersiv. Vă mulțumesc!